Bun găsit, dragi ascultători, la emisiunea Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și ne bucurăm ca din nou să ne putem reauzi la postul de radio Vocea Evangheliei. Astăzi am vrea să marcăm cumva un eveniment important pentru creștinism și anume învierea Domnului Isus Hristos a Mântuitorului Iisus Hristos. Am sărbătorit recent această înviere a Domnului, de fapt un moment în istorie cu mulți ani în urmă pe trecut, însă ne readucem aminte și mereu ar trebui ca și credincioși să nu uităm faptul că avem un Mântuitor viu. Astăzi am bucuria să îl am alături lângă mine pe domnul pastor Nicu Oros de la Biserica Pentecostală Filadelfia din București. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Așa cum v-am spus, am vrea să ne îndreptăm atenția spre acest moment istoric important pentru creștinism și anume învierea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. Și astăzi ne-am propus să vorbim despre beneficiile învierii lui Iisus Hristos. Lumea creștină a celebrat recent învierea Mântuitorului dintre cei morți și pentru început v-aș întreba, domnule pastor, este acest eveniment istoric o piatră de căpătăi pentru creștinism? Fără acest eveniment istoric, care este piatra de căpătâi, nu ar exista creștinism. Este evenimentul cel mai important din sânul creștinismului. Chiar dacă pentru unii probabil moartea Domnului Isus Hristos este foarte importantă și este foarte importantă. Moartea Domnului Isus Hristos fără înviere ar fi fost doar o tragedie în plus în istoria omenirii. Învierea Domnului Isus Hristos ne arată că credința creștină este deosebită de toate celelalte religii. Răstignirea lui a spulberat orice speranță a revenirii lui ca și Mesia ar fi spulberat-o dacă el n-ar fi înviat din morți. Cel mult unii și-ar fi amintit ca de un învățător, ceva ce a însemnat doar sfârșitul propovăduirii lui și a afirmațiilor lui. Cu privire la viața veșnică, la învierea morților, la judecata viitoare, Până la urmă, rând pe rând, toate învățăturile lui s-ar fi dovedit fără putere și lipsite de sens. Aceste învățături ar fi făcut din urmașii lui niște miei în mijlocul lupilor, ar fi făcut niște oameni fără viitor și pesimiști. Dar, Hristos a înviat și, datorită învierii lui, Religia creștină sau Credința creștină, mai bine zis, este deosebită de toate celelalte credințe, având în vedere că. Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos, este viu în vecii vecilor. Slăvi să fie numele Lui, într-adevăr, așa cum ați spus, învierea Mântuitorului nostru este aceea care ne-a dus bucurie, speranță și n-am rămas în starea aceasta de pesimism, așa cum ați spus, în dezamăgire, în deziluzie, ci ne bucurăm de un triumf, de o biruință asupra morții. V-aș întreba să intrăm un pic așa în subiectul nostru de astăzi. Pe lângă ceea ce ați menționat deja, ar mai fi ceva de punctat în privința importanței credinței în învierea lui Isus Hristos? Învierea Domnului Isus Hristos ne arată nouă, ca și credincioși, că jertfa lui a fost primită de Tatăl că jertfa lui a fost desăvârșită și suficientă pentru a ne ierta nouă păcatele și suntem mântuiți datorită jertfei lui și a dovedit asta cu putere Dumnezeu când l-a înviat din morți că jertfa lui a fost primită de Tatăl. În învierea Domnului Isus Hristos este dovada vie că El este ceea ce spunea că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că moartea nu l-a putut ține pe Cel ce este viața. El spunea despre sine însuși: Eu sunt calea, adevărul și viața. Și-a dovedit asta cu putere atunci când a fost înviat din morți prin puterea Tatălui. În numele lui Iisus Hristos și prin învierea lui avem dovada vie că tot ceea ce a spus el, tot ceea ce este scris în scripturi, este adevărat, este vrednic de crezare și adevărat. Așa este, domnule pastor Nicu. Totuși, dacă ne uităm în zilele noastre, mulți dintre semenii noștri neagă acest adevăr important al învierii Mântuitorului. Mi-aduc aminte că în perioada adolescenței, deși am crescut într-o familie de creștini și eu m-am luptat mult cu acest lucru și anume nu puteam accepta, puteam crede orice din Scriptură și mai puțin să accept acest adevăr că Iisus Hristos s-a înviat dintre cei morți. Și astăzi mulți încă neagă acest adevăr important. V-aș întreba, îi putem cumva ajuta să se convingă de realitatea învierii Mântuitorului? Pentru orice om de bună credință care cercetează să vadă dacă este adevărată, veridică învierea Domnului Isus Hristos, avem o mulțime de argumente. Spre exemplu, despre Mântuitorul, despre Domnul Isus Hristos, Resursele istorice sunt aproape 5.000 de copii, de documente, de mărturii care vorbesc despre viața și moartea Domnului Isus Hristos și învierea lui. Ca și o comparație, despre Alexandru Macedon avem în jur de 300, 200 și ceva. Cine ar pune la îndoială astăzi existența lui Alexandru Macedon, având în vedere că avem atâtea surse istorice care vorbesc despre existența lui? Pe când. Dacă acceptăm învierea Domnului Isus dintre cei morți, bazat pe dovezile ce le avem, suntem nevoi să luăm o decizie. O decizie pe care foarte puțin și-o asumă și foarte puțin doresc să o ia. Dar dovezile despre viața și despre moartea și învierea Domnului Isus Hristos sunt împărțite în trei mari categorii. Sunt scrierile și nu numai scrierile creștine, a vorbit despre existența și învierea Domnului Isus Hristos și istorici din vremea aceea păgâni, laici. A vorbit Iosefus Flavius în Antichități Iudaice despre Domnul Isus Hristos, despre urmașii lui și despre faptul că urmașii lui propovăduiesc că el ar fi înviat din morți. Au vorbit despre el și Pliniu cel tânăr și Pliniu cel bătrân, despre creștini și despre urmașii Domnului Isus Hristos. De asemenea, îi avem pe ucenici, ucenici care au fost martori oculari la evenimente. Avem pe lângă martorii oculari, sunt, la un moment dat, spune Sfânta Scriptură, 13 dovezi că Isus ar fi arătat după înviere la Maria Magdalena, la femeile de la mormânt, apoi către Simon Petru, la doi ucenici spre Maus, apostolilor la Ierusalim, la peste 500 de frați deodată, fratelui Domnului, lui Iacov și în final spune Pavel ca unei stârbituri mi s-a arătat și mie. Deci Hristos cel înviat s-a arătat la o mulțime de oameni la o mulțime de martori oculari care au văzut că Isus este viu, așa cum Toma a vorbit despre el și Caravaggio îl prezintă pe Toma într-una din picturile lui care ar fi pus degetul în coasta Domnului Isus Hristos. Și apoi a treia sursă de dovezi sunt cele arheologice. Biblia vorbește despre locuri care au existat, despre fapte, despre mormânt, despre cruce, despre împărați romani, despre cine l-a răstignit pe Domnul Isus Hristos. Avem suficiente dovezi încât cineva spunea orice om de știință care ar pune la îndoială existența, viața, învierea Domnului Isus Hristos are serioase probleme de gândire. Dar uitați-vă mai târziu, după ce Isus a înviat din morți, cum în primul viac, în primul secol, creștinii au întors pe dos, cum se spune Imperiul Roman, prin mărturia lor despre un Hristos înviat. Și până astăzi, Biserica Domnului Isus Hristos este o mărturie vie, că Isus este viu. Dragi ascultători, suntem la actualitatea în obiectiv împreună cu pastorul Nicu Oros de la Biserica Pentecostală Filadelfia din București. Discutăm astăzi despre beneficiile învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Domnule pastor, ați menționat despre aceste dovezi, scrierile, mărturia apostolilor, arheologia. Întorcându-ne un pic la mărturia apostolilor și din șirul acela lung pe care l-ați menționat, Apostolul Pavel, marele apostol al neamurilor, spunea că și mie mi s-a dat harul acesta să-l văd, să mă întâlnesc cu Hristos cel înviat. Și în una din scrierile sale, în 1 Corinteni, capitolul 15, Bisericii din Corint, el adresează o scrisoare și aici subliniază în capitolul 15 importanța crezului în vierea lui Isus Hristos, aducând și el câteva argumente istorice. V-aș ruga să menționați câteva din aceste argumente pe care le folosește apostolul în acel context. Apostolul Pavel vorbește în capitolul 15 din 1 Corinteni despre învierea și importanța învierii Domnului Isus Hristos. Începe apologia lui sau scria lui despre învierea Domnului Isus Hristos spunând următoarele cuvinte. A înviat a treia zi după Scripturi. Adică nimic n-a fost o întâmplare. A fost profețit despre moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Isus n-a înviat așa că a vrut El să învieze, ci așa a fost plănuit din veșnicie, transmis prin profeți și s-a împlinit Scriptura în moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Apoi Pavel continuă și spune, s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, apoi la peste 500 de frați deodată, s-a arătat lui Iacov, spune el, și apoi mi s-a arătat și mie. Și el continuă și spune, fără înviere, credința noastră ar fi zădarnică. Noi am fi încă în păcatele noastre, fără înviere, spunea el, am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, zice Hristos, a înviat pârga celor adormiți. El spunea, dacă n-ar fi înviat Hristos, noi am fi descoperit ca niște martori mincinoși, dar și cei ce au crezut înainte de noi ar fi pierduți pentru totdeauna. Însă Pavel continuă și spune, după cum Hristos a înviat din morți și noi vom învia. Aici este marea provocare din scrierile lui Pavel că pune alături învierea Domnului Isus Hristos de învierea celor credincioși. Și pentru că vorbește despre învierea lui Hristos, el spune, noi trebuie să credem că așa cum Hristos a înviat și noi vom învia, că moartea a fost înfrântă, că nu moartea are ultimul cuvânt și dacă cineva se întreabă cum vom învia, el folosește acolo niște cuvinte dure, nebun ce ești, ce s mentu, zice, nu putrezește și după ce putrezește, iese din acel bob semănat în pământ o nouă viață. Tot așa, și noi vom primi un trup nou, asemănător cu al lui Hristos. Un trup nesupus legilor fizicii. El sfidează gravitația, el mănâncă, dar cu toate acestea este un trup care poate să se facă nevăzut sau să apară unde dorește. Noi ne vom asemăna cu Hristos. Și Pavel spune, așa cum Hristos a primit un trup nou, la învierea morților, la venirea Domnului Isus Hristos. Și noi vom primi trupuri noi de slavă. Extraordinar, o pledoarie foarte frumoasă apostolului pe tematica aceasta învierii Mântuitorului, un adevăr istoric incontestabil. Domnule pastor, aș vrea să punctăm din ceea ce ați spus, s-au regăsit câteva dintre beneficiile învierii Mântuitorului, însă aș vrea să le punctăm așa mai bine pentru ascultătorii noștri. Care ar fi câteva beneficii directe pentru noi creștinii care derivă din învierea Mântuitorului? Învierea Mântuitorului ne arată, așa cum spuneam la început, că jertfa lui a fost primită de Tatăl și în sensul acesta nouă ne arată că putem fi iertați de păcate. Am primit iertarea de păcate prin jertfa Domnului Isus Hristos, care a fost suficientă încât să acopere toate păcatele noastre. În învierea Domnului Isus Hristos avem dovada iertării de păcate. Apoi, în învierea Domnului Isus Hristos, noi primim o viață nouă. Am murit împreună cu Hristos, Spunea Sfântul Apostol Pavel, și am înviat împreună cu el la o viață nouă. Noi trăim o viață nouă, și, de fapt, viața lui Hristos trăiește în noi, așa încât noi avem o viață de biruință: biruim păcatul din viața noastră, biruim poftele din viața noastră, biruim pe diavolul care se războiește cu sufletele noastre și biruim lumea. Pentru că Mântuitorul spunea la un moment dat în propovăduirile lui, când era pe acest pământ, acum vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el nu are nimic în mine. Și tot el spunea, călcați pe urmele mele, eu am biruit și pentru că eu am biruit și voi veți birui. Deci avem iertare de păcate, avem o viață nouă, avem o viață de biruință. În învierea Domnului Isus Hristos, noi putem să ne bazăm pe cuvântul lui că el își împlinește promisiunile. Nu moartea are ultimul cuvânt, ci viața. Și apoi, nu în ultimul rând, în învierea Domnului Isus Hristos, nouă ni se oferă neprihănirea lui. Este scris în Sfânta Scriptură, în Romani 4,24, El a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat, din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Ori neprihănirea aceasta pe care noi o primim de la Domnul Isus Hristos cel înviat ne asigură nouă intrare în prezența Tatălui în împărăția lui Dumnezeu. Într-adevăr, neprihănirea aceasta a Mântuitorului prin moartea învierea Lui ne este atribuită nouă prin credință și pocăință și din lucrarea aceasta măreață, salvatoarea Mântuitorului și noi am fost binecuvântați, așa cum ați spus, cu iertare, cu o viață nouă, cu biruința asupra păcatului, o credință și mai puternică în cuvânt, în promisiunile Domnului. Dintre acestea multe sunt binecuvântări pentru prezent, pentru viitor. Ce ne asigură moartea, învierea Domnului Isus Hristos. Pentru viitor, pentru viitorul bisericii, ne asigură că Mântuitorul s-a dus la Tatăl să ne pregătească un loc. Isus cel înviat astăzi este la dreapta Tatălui. Chiar aseară am avut un mesaj în biserică și vorbeam despre faptul că Isus a rămas undeva pe un munte să se roage în timp ce ucenicii lui erau pe mare. Chiar în timpul rugăciunii Isus știa că ucenicii lui se luptă cu valurile. Ei, acum fiind la dreapta tatălui, el are aceeași slujbă de mijlocitor, tată, uită-te la copiii mei pe pământ, se luptă cu valurile lumii, cu valurile vieții, mijlocește la Tatăl pentru noi. Scriptura în evrei ne spune că avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre pentru că în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și având încredințarea aceasta că avem la Tatăl pe cineva care a spus cât a trăit pe acest pământ, îți mulțumesc, Tată, că întotdeauna m-ai ascultat. Rugăciunile lui sunt ascultate. Avem la Tatăl un mijlocitor care atunci când se roagă este primit și ascultat de Tatăl. Asta este o mare binecuvântare. Apoi, în viitorul nostru este scris înviere. Viața pe care am primit-o prin învierea Domnului Isus Hristos în noi ne va învia și pe noi prin Duhul Sfânt la sunetul trâmbiței, la trâmbița lui Dumnezeu când cei morți se vor ridica din morminte, cei ce au adormit în Hristos cel înviat și noi cei vii vom fi transformați. În învierea Domnului Isus Hristos noi ne-am făcut părtași făgăduințelor și moștenitori ai împărăției cerurilor. Ne spune Scriptura că suntem moștenitori ai cerului, că țara noastră este sus, suntem călători pe acest pământ și datorită faptului că Hristos a înviat, noi vom fi împreună cu El pentru veșnicie ca moștenitori, ca mireasă. Nu în ultimul rând, poziția pe care o avem noi ca și credincioși este cea mai înaltă la care poate accede o ființă umană, aceea de mireasă a lui Hristos. Când se va întoarce să-și ia biserica de pe pământ, ne spune Sfânta Scriptură că cei ce sunt ai lui Hristos vor ședea împreună cu el pe scaunul de domnie, nu vin vinda judecată ce au trecut din moarte la viață și vor împărăți împreună cu Hristos pentru veșnicie. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Cuvântul lui Dumnezeu, așa ne spune, că am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări, cerești și pământești în Hristos Isus Domnul. Vorbeați despre aceste mari binecuvântări care derivă din învierea Domnului și din lucrarea sa ispășitoare. Avem un mijlocitor, avem o speranță că și noi vom învia împreună cu el cei morți care au dormit în Hristos. Suntem părtași moștenitori cerului și suntem parte din biserică și suntem mireasa lui. Învirea lui Iisus Hristos ne-a adus speranță pentru acum, dar și pentru viitor, așa cum ați spus deja. Cum am putea să ne întărim și mai mult credința și speranța în aceste promisiuni ale Domnului? În învierea Domnului Iisus Hristos este încă o dată dovadă că nu ura, nu uneltirile vrăjmașului și ale oamenilor, nu puterile întunericului au ultimul cuvânt. A fost o vineri seara, dar apoi a urmat o duminică dimineața. vierea Domnului Isus Hristos ne arată că noi, ca și credincioși, vom trece prin momente dificile, prin momente limită. Vorbeam, cum spuneam mai devreme, despre ucenici pe mare care vâzleau, furtuna le era potrivnică și la un moment dat au crezut că e pierdută orice speranță pentru ei. În a patra strajă din noapte, Isus a venit la ei umblând pe mare. Învierea Domnului Isus Hristos ne spune nouă că vor veni încercări în viața credinciosului, dar că în mijlocul încercării, împreună cu cel credincios, este Mântuitorul Domnul Isus Hristos. Făgăduința lui, făcută înainte de înălțarea ucenicilor, este valabilă și astăzi, și iată că eu sunt cu voi, în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Și nu vorbea despre zilele doar acelea când e soare pe cerul vieții noastre, ci vorbea despre toate zilele, chiar și atunci când, așa ca ucenicii, ne se pare că suntem singuri, pierduți, fără speranță. Isus Hristos este speranța noastră pentru că noi avem un Dumnezeu viu, nu un Dumnezeu mort. Mormântul lui este gol, el este viu și el este. Cu noi, în orice împrejurare. Avem un Dumnezeu care a cunoscut cei suferința, de aceea poate să înțeleagă pe cei ce trec prin suferință. Avem un Dumnezeu care a biruit păcatul, de aceea poate să înțeleagă pe cei ce sunt ispitiți să cadă în păcat și poate să vină în ajutorul lor. El a cunoscut toată forța păcatului și cu toate acestea n-a fost biruit. Noi avem un Dumnezeu prezent și viitor. Avem un Dumnezeu care cunoaște prezentul nostru, dar cunoaște și ziua de mâine a noastră, chiar dacă noi nu o cunoaștem. Și de aceea, în liniștea aceasta, că avem un Dumnezeu care știe totul, noi suntem încrezători și fericiți și binecuvântați de învierea Domnului Isus Hristos. Sunt multe binecuvântări care derivă din învierea Lui, dar faptul de a-L avea pe El în inimă și a umbla cu El în fiecare zi este cea mai mare binecuvântare pe care poate să o aibă cineva. Frumos este atunci când ne facem timp să citim Cuvântului Dumnezeu, să credem promisiunile Scripturii și ale mântuitorului Iisus Hristos. Timpul a trecut, dragi ascultători, acum suntem pe finalul emisiunii, l-am avut alături de noi pe domnul pastor Nicu Oros de la Biserica Pentecostală Filadelfia din București. Domnule pastor, un verset, un gând de final, o concluzie așa la dialogul pe care l-am avut astăzi despre beneficiile învierii Mântuitorului? Sunt multe versete, mi-a fost foarte greu să aleg din mulțimea de versete frumoase, totuși m-am oprit asupra versetului din 2 Corinteni 4 cu 14 care spune așa Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi, adică pe noi, dar și pe voi, cei ce ne ascultați și-l urmați pe Isus, ne va învia în ziua aceea și ne vom înfățișa împreună cu Isus înaintea Tatălui. E o mare binecuvântare. Amin, Doamne ajută, într-adevăr o mare binecuvântare. Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm pentru o altă ocazie. A fost o plăcere pentru noi să-l avem astăzi pe domnul pastor Nicu Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Luca Iacob și Daniel Alexandrescu vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!